Ca să mi te fac nevastă, am dus viață de năpastă și cu lumea m-am certat. Ca o garofiță în glastră, înflorea căsuța noastră și tu, dragă, ai plecat. Într-o perioadă atât de grea pentru români, artiștii caută o portiță de salvare pentru a-și putea susține existența. Se află în această situație și una dintre cele mai cunoscute soliste ale muzicii lăutărești, Panseluța Ferraru, care este foarte dezamăgită de faptul că, după o viață de muncă închinată scenei și muzicii, a ajuns astăzi să aibă o pensie foarte mică. Detalii în câteva clipe. Ca să mi te fac nevastă, am dus viață de năpastă și cu lumea m-am certat. Ca o garofiță în glastră, înflorea căsuța noastră și tu, dragă, ai plecat. În loc să creeze muzică și să se ocupe de promovarea elevilor săi, celebrul interpret Mihai Trăistariu nu știe care este cea mai bună soluție, factura uriașă la gaze. Artistul a fost șocat când a citit suma pe care o are de plată și este hotărât să acționeze în instanță pentru a găsi o rezolvare. Ce se va întâmpla, aflăm imediat. Stați alături de noi! Thank you.
dimineața le spunem și colegilor noștri frumoși și talentați. Bună dimineața tuturor telespectatorilor, românii noștri dragi din țară și din străinătate. Am intrat așa de frumos ca o gazelă pe porțile succesului, dragi prieteni. Răducanu Music sunt alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! La mulți ani. Doamne, ce bine că veniți, că eu sunt singura acasă, doamnelor și domnilor, sunt singurică în sufrageria mea frumoasă în această dimineață și ce credeți? Că îmi fac de cap, dar nu singurică, îi avem pe prietenii de la Răducanu Music și o mulțime de artiști care vor trece în această dimineață, pe la Matinal și Popular. Probabil că vă întrebați unde este colegul meu, Mihalis, este acasică în izolare, este în vila din Lacul Tei, se bucură singurel de tot ce îi oferă în această dimineață. Nu vreți să știți ce e la mine în cască, dar în fine, nu asta contează. Dragul meu, Mihalis, ai grijă de tine, pentru că și eu voi avea grijă de mine aici, împreună cu colegii și invitații noștri. Vreau să vă dau încă o dată bună dimineața, domnul Mituș. Bine că ați venit pe la noi. Bună dimineața, bine v-am găsit, la mulți ani, dumneavoastră și tuturor telespectatorilor, pentru că e prima dată când ne vedem pe anul ăsta. Să aveți un an bun, un an cu realizări, Doamne ajută, un an cu multe, multe, multe evenimente. Să dea Dumnezeu, la toată lumea să fie la fel. Un Tony! An bun cu sănătate. Bună dimineața, Tony! Bună dimineața, la mulți ani, mă bucur la să ne revedem. La mulți ani! Mă simt bine că ne-am revăzut astăzi și vreau să le urez și eu prin această cale la mulți ani tuturor telespectatorilor, un an extraordinar, din toate punctele de vedere. Așa să avem un an extraordinar. Alma, bună dimineața, dragă Alma. Bună dimineața și bine v-am găsit. La mulți ani, mulțumesc la fel și tu ești superbă. Mulțumesc. Da, pentru că mi-ai ridicat așa mingea la fileu, trebuie să le mulțumesc și eu prietenilor de la Atmosfer Fashion pentru această rochiță extraordinar de frumoasă și ne întoarcem și la Paul, care în acest an eu cred că și-a propus să fie cel mai vorbăreț. Bună dimineața, Paul! Bună dimineața, Lavinia! Bună dimineața și tuturor telespectatorilor! La mulți ani și un an cât mai bun! Să aveți un an bun și voi, multe, multe evenimente. Vreau să le spunem telespectatorilor unde vă găsesc pentru evenimentele lor frumoase. Da, Tony. Pentru evenimente pe Răducanu Music oficial, acolo avem toate contactele, număr de telefon, Facebook, Instagram, YouTube, chiar peste tot. Facebook, Instagram, YouTube, Răducanu Music oficial, dragi prieteni, intrați pe rețelele de socializare și căutați-i pe prietenii noștri pentru evenimentele dumneavoastră frumoase. Căutați-ne și pe noi, pe Instagram și pe Facebook, pentru că am postat deja o frumoasă fotografie și vreau să intrați și voi și să ne spuneți de unde ne urmăreți, din ce localitate ne urmăriți. Vreau să iau în loc, așa cu permisiunea colegilor mei, pe jilzul colegului Mihalis. Doamne Dumnezeule, cât mi-am dorit să stau pe acest jilț. Eu sunt convinsă că Mihalis, da, stă, dar să vedem cum stau, cum îmi poziționez, că de, nu știu să stau pe jilț. Nu e jilțul ăsta pentru oricine. Așa cum v-am spus, vă invităm și pe Facebook și pe Instagram, așteptăm mesajele dumneavoastră. Astăzi avem o mulțime de artiști care ne vor trece pragul aici la Matinal și Popular, doamnelor și domnilor, și vom vorbi despre munca de o viață, care uneori este nerăsplătită, doamnelor și domnilor, și despre artiștii care, după o viață întreagă, au ajuns să aibă pensii foarte mici, din care, din păcate, nu pot trăi. Dacă nu și-ar suplimenta veniturile, mulți dintre ei sunt ajutați de familie, mulți dintre ei sunt ajutați de prieteni, poate că nu s-ar descurca. Și vom vedea ce putem să facem pentru acești oameni care o viață întreagă au bucurat atâtea suflete la evenimente frumoase și au reușit să facă oamenii fericiți. Au ajuns la o vârstă la care sunt neputincioși și, din păcate, nimeni nu-i ajută. Poate statul român ar trebui să primească așa un semnal de alarmă. Și mi-aș dori tare mult să încercăm împreună să le dăm o mână de ajutor.
Vorbim și cu românii noștri din străinătate și vreau să știu dacă avem legătura stabilită, pentru că vrem să știm ce fac prietenii noștri din Bella Italia, care joacă în filme, doamnelor și domnilor. Virgil și Ana a Soltanei nu sunt gata, poate cine știe că nu se treziră. Dar n-are nimica dacă nu s-au trezit, pentru că eu sunt aici până la ora 11 și o să vorbesc precum o moară stricată, până când se stabilește legătura. Ce să vă mai povestesc eu dumneavoastră, ce am făcut în weekendul acesta? Ce ați făcut voi în acest weekend? Eu am stat acasă împreună cu familia. Uite, suntem în legătură cu colegul Mihalis, care spune că jilțul este perfect și că mă asortez cu el. Îți mulțumesc, dragul meu Mihalis, să ai multă sănătate și să ai grijă de tine, să știi că îți simțim cu toții lipsa și sunt convinsă că știi lucrul acesta. Vreau să intrăm și pe pagina noastră de Facebook, pentru că o mulțime de mesaje primim de la dumneavoastră, le primim și în weekend, le primim și în timpul săptămânii și vreau să vă spun un lucru, chiar le citim pe toate. Suntem foarte, foarte bucuroși ori de câte ori primim mesajele de la dumneavoastră. Bună dimineața din Sibiu, bună dimineața din Mioveni, din Argeș, din toată lumea, din Anglia, vă mulțumim, din Teleorman. Suntem în legătură cu prietenul nostru, Virgil Asoltanei, dragi prieteni, a dat Dumnezeu să se stabilească legătura. Bună dimineața, Virgil! Bună dimineața! Doamne, dar ce ai făcut și Virgil? Eco, ia un loc ca să te vedem! Buongiorno, bună dimineața! Ia un loc să te vedem, că ne-ai zăpăcit până ți-ai aranjat cadrele și toate cele. Bună dimineața, bună dimineața, dragilor! Bună dimineața, Virgil, ne bucurăm că te vedem. Ce fac românii noștri din străinătate? Ce faceți voi? Ce să facem? Am venit acasă, am ajuns târziu azi noapte de la ora 1 și ceva. Dar unde ai fost? Am fost în Umbria, tocmai departe de aici, că mi-a ieșit filmul pe cinema. Am fost la cinema și am văzut a doua parte din film. Și am fost o grămadă de kilometri. Adică a avut loc lansarea filmului în care ai jucat tu? Da, a avut loc lansarea filmului în care am jucat. A fost foarte frumos, am fost foarte frumos primit acolo, aplaudat de o grămadă de actori. Tanti Palmieri, regizoarea de mare succes, ce face? Ai transmis salutări din partea noastră? Face bine și vrea să vie la emisiunea dumneavoastră. Doamne, dacă te emoție, chiar o aduce aici pe Tanti Palmieri. Da. O așteptăm cu drag. Să știi că... Sigur, aduc filmul. Nu știu ce făcuși, dragul nostru Virgil, dar cred că ai oprit camera. Doamna Palmieri, este invidioasă că te vezi doar tu la matinal și populari și cred că așa, cu puterea minții, a făcut în așa fel încât să oprească legătura noastră. Ia uite. E un pic slabă legătura aici, de aia. Da. Văd că nici nu asta. Dar vă văd destul de bine eu. Uite, Virgil, vreau să vorbim un pic despre condiția românilor noștri din străinătate, pentru că sunt foarte mulți români plecați dincolo de granițele țării, au plecat pentru un trai mai bun. Vreau să te întreb, în momentul în care tu, împreună cu soția ta, ați hotărât să plecați din țară, care a fost motivul pentru care ați plecat din România? Păi am plecat pentru că din sărăcie era foarte greu, eram copii necăjiți, nu aveam haine, nu aveam bani, chin, era greu, aveam copila mică și vedeam alții din străinătate că câștigă, că vin acasă cu mașini, cu haine, cu mâncăruri, au un decent mai bun, un trai mai bun, căs. Eu am venit cu gândul să-mi cumpăr casă, am zis că plec în străinătate, mă chinui, că vreau să-mi cumpăr o casă, să-mi fac un viitor. Și am cumpărat două căs și acum... Mi-a dat Dumnezeu un viitor care o să ajung poate și la Hollywood mâine la altă, că deja ajung la Oscar. Acuș, un pic mai este. Virgil, și noi suntem la început. Suntem la început de 2022 și ne-au asaltat scumpirile. Românii se plâng de facturi mărite. Totul în magazine, în supermarketuri este foarte scump. În Italia cum stau lucrurile din punctul acesta de vedere? În Italia nu sunt scumpe, aici se trăiește bine. Aici dacă ești harnic, lucrezi două zile, trăiești o săptămână liniștit.
Deci mâncarea și asta se ieftine, nu pot să spun că mă bate Dumnezeu. Ei, aceiași nu s-au scumpit, nu. Un pic carburante, dar foarte puțin, dar nu, se trăiește bine. Mulțumesc la Dumnezeu, încă este bine, nu e ca România. Am auzit că săracii frații mei din România le vreau bine din suflet, e greu, pentru că conducerea politică este foarte proastă în România. Este proastă. Ce ar trebui din punctul tău de vedere să se schimbe? Eu vă spun din punctul meu de vedere, deja am fost în politică, dar am ieșit afară, ar trebui să se schimbe conducerea de sus, pentru că e foarte proastă, și să intre un om curajos, un bărbat puternic, să reușească să aducă românii din străinătate care au afaceri, să-i aducă în România, să investească în România, să dezvolte mai mult afacerile la noi și să facă salariile ca în străinătate, să aducă România acasă, că să vedeți, să schimbă toată România. Deci să avem salarii ca în străinătate, să le oferim românilor posibilitatea de a veni cu businessul lor creat de ani de zile din țările în care locuiesc fiecare, să vină în România, deși legislația am înțeles că nu este tocmai simplă. Vorbeam săptămâna trecută și cu Axenia, ne povestea că soțul ei, din păcate, nu poate să-și mute afacerea, practic, din Italia în România. Depinde. Depinde cum te discuți. Are dreptate, să spunem, dar poți să-ți muți. Eu, de exemplu, am o firmă de construcție cu mine. Din păcate nu te-am auzit, ai o firmă de construcții, așa? Da, sigur. Și am italieni care lucrează la mine, o să fac un video, vă trimit într-o zi. Și dacă vreau, pot să iau lucrări și în România, oricând, pentru că am o firmă care pot să lucru orice țară europeană. Basta că plătești taxă, îi interesează taxele care îi plătești, nu unde lucrezi. Faci o hârtie cum că te transfer în România și poți lucra în România. Da, cum? Dar deci tu când acasă? Spui acasă, la ce te gândești? La România sau la Italia? La inima mea. România e inima mea, e casa mea. Eu când muncesc aici, trăiesc aici, dar cu sufletul acasă. În casa mea se mănâncă românește, se trăiește românește, se promovează țara românească, nu Italia. De sărbători am avut curajul să merg cu capru și cu urs, cu familia mea. Am mers într-un restaurant mare și am făcut capru și urs. Am plecat. Adică ați adus tradițiile și obiceiurile românești în Italia, sigur. Acolo unde locuiți voi. Sigur, și am mers într-un restaurant mare la Fumicino, am făcut capră și urs, o grămadă, erau sute care ne-au văzut acolo. Am plecat de acasă și am făcut capră și urs. Iarăși am Publicul pe care l-ați avut voi la restaurant a fost format și din români și din italieni? Au înțeles oamenii ce faceți voi? Da, și români și italieni. Au fost vreo 300 de persoane acolo, am făcut capră, urs frumos, între ei acolo, fain, mascați, ca la noi în România, dar cum? Și eu băteam la urs, o copilă de 15 ani juca urs, nevastă mea a cântat la capră, fata a jucat capră. Toată familia noastră și prietenii am făcut ceva frumos, tradițional. Da, uite, o salutăm și pe soția ta, o salutăm pe Ana, o salutăm și pe fata voastră frumoasă și talentată. Mă scuzați, dacă se poate. Dragul nostru, Virgil, vă urăm mult succes în toate domeniile de activitate. Știm că sunteți muncitori și să știți că ne mândrim cu voi. Vă așteptăm în platoul nostru pe turcoazică cu doamna Palmieri să discutăm despre business, despre film. Și cu Walter Betty. Vin cu regista și cu mare actor, vrem să vinim în platou cât de repede și aducem și filmul. Sigur că da. Iarăși am câteva săptămâni am intrat pe canalul RAI, canalul 8 Italiei, unde n-a intrat nimeni niciodată român. Noi am intrat în costumul național la un spectacol unde au pariat 100.000 de euro pe noi, eu cu nevastă mea, în costum tradițional. Am dus folclorul României pe canalul 8 RAI, unde e foarte greu de ajuns. Am reușit. Bravo, Virgil! Acolo, da. Felicitări pentru tot ceea ce faci, că duci tradițiile și obiceiurile noastre frumoase românești și în Italia. Așa să facă toți românii noștri, să îmbrace straiele populare și să fim mândri că suntem români, pentru că suntem muncitori. Te pupăm, să aveți o zi frumoasă și mult, mult succes! Dragi prieteni, o româncă adevărată avem și noi în această dimineață la scenă, doamna Vasilica Ionescu. Cu siguranță îi era dor și de colegii noștri cameramani, zice dânsa. Haideți să o ascultăm.
așteptăm pe Turcoazică, vă așteptăm, așa îmi place mie să vorbesc. Bună dimineața! Cădem, lipsește prezența colegului Mihali. În primul rând îi urez din tot sufletul lui Mihali, băiatul meu. Mihali. Multă sănătate! Multă sănătate! Și să-l vedem aici lângă noi. Să-l vedem aici lângă noi. Doamna Vasilica Ionescu, să știți că mi-a fost tare dor de dumneavoastră. Da, și mie mi-a fost. În primul rând. Salutați-i dumneavoastră pe colegii noștri. Pe colegii noștri ca-ma-ra-man. Yay! Să trăiască colegii noștri, așa, are că ne arată frumoase la cameră. Are răbdare cu noi. Un pic mai sus microfonul să deci ne aude toată lumea. Deci are răbdare lumea. Cu noi, e jos pălăria, inclusiv tu. Ești o scumpă și o frumoasă și mulțumesc frumos pentru această frumoasă invitație. Lui Liliana Giapan, că ea m-a invitat, așa, ție la vinea și Mihali să-i dorim multă sănătate. Doamna Vasilica Ionescu, uite, am început anul acesta cu un val nou de scumpiri. Au venit și facturile mărite, colac peste pupăză, peste noi. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, cum reușiți să vă descurcați? Pentru că majoritatea artiștilor, după o viață de muncă, după ce au stat în slujba publicului și au adus atâta bucurie în sufletul oamenilor, prin tot ceea ce fac ei, au ajuns să trăiască din pensii foarte mici. La dumneavoastră cum stă treaba? Păi și la mine stă tot așa foarte prost, pentru că am lucrat 48 de ani. Și ați lucrat 48 de ani cu carte de muncă? Cu carte de muncă și grupă, domeniu, și grupă specială. La fibre de sticlă am lucrat în laborator. Așa. Și 22 de ani restaurantul Hanului Manuc și restaurantul Hanului Dumnezeu, mă rog, așa. Da. Și pe urmă am lucrat la grădiniță ca bucătăreasă. Deci după 48 ani de muncă. Da. După 48 de ani am ajuns să lucrez ca să mă întrețiu. Că nu-mi place pensia pe care mi-a dat-o. Cât aveți pensie, doamna? 10 milioane. 1000 de lei. Da. După 48 de ani de muncă, da. Dumneavoastră aveți o pensie de 1000 milioane. De lei. Da. Păi și cum facem, că de multe ori factura la curent, dacă stăm la casă, să zicem, poate depășește 1000 de lei. Deci dacă n-aș avea copii, aș fi în pom și pomnul după mine. Exact. Pentru cum am spus. Este foarte greu. Exact cum am spus mai devreme, majoritatea artiștilor sunt ajutați de copii, de prieteni, sunt nevoiți să lucreze, chiar dacă au o vârstă respectabilă. Dumneavoastră, mai mergeți și la câte un eveniment, mai câștigați un bănuț de acolo. Să mai câștig și eu ceva, ca să mai scot o piesă, să mai iau și eu un costum popular, că acum lupt să-mi iau un costum popular cu tradiție din Telorman, că telormanean că sunt. De origine, din comuna Toporu, satul Tomule, județul Drăgăreș, Vlașca. Să-i salutăm pe toți telespectatorii noștri din Telorman care ne urmăresc. Sunt într-un număr Îl foarte, salut foarte mare. Pe Nicușor Iordan, că e vecinul meu în Ștorobăneasa. Și noi îl salutăm și pe Nicușor pup și să-i trăiască fetița. Doamne ajută, așa să fie. Doamna Vasilica, ce ar trebui să se schimbe România din punctul dumneavoastră de vedere? Deci, în primul rând, îmi doresc din tot sufletul acești parlamentari care mănâncă după spinarea noastră să ne dea și nouă pensie exact cum primește în Occident. Da? Dar nu ne dă. Eu mă judec cu ei ca să-mi dea diferența de Dragi pensie. Dragi prieteni, dacă este posibil sau nu, păi da? Să se întâmple lucrul acesta ca pensiile să fie ca și în Occident, vedem după o scurtă pauză de publicitate. Stați cu noi! Să mi ne fac nefastă, am dus viață de nepastă și cu lumea m-am certat.
Ca o rogaroviță în glastră, înflorea căsuța noastră. Și tu, dragă, ai plecat. Într-o perioadă atât de grea pentru români, artiștii caută o portiță de salvare pentru a-și putea susține existența. Se află în această situație și una dintre cele mai cunoscute soliste ale muzicii lăutărești, Panseluța Ferraru, care este foarte dezamăgită de faptul că, după o viață de muncă închinată scenei și muzicii, a ajuns astăzi să aibă o pensie foarte mică. Detalii în câteva clipe. Să mi te fac nevastă, am dus viață de năpastă și cu lumea m-am certat. Ca o rogaroviță în glastră, înflorea căsuța noastră și tu, dragă, ai plecat. În loc să creeze muzică și să se ocupe de promovarea elevilor săi, celebrul interpret Mihai Trăistariu nu știe care este cea mai bună soluție, factura uriașă la gaze. Artistul a fost șocat când a citit suma pe care o are de plată și este hotărât să acționeze în instanță pentru a găsi o rezolvare. Ce se va întâmpla, aflăm imediat. Stați alături de noi! Vă spunem încă o dată bună dimineața, să aveți o săptămână excepțională. Alături de noi este doamna Vasilica Ionescu și dezbăteam cu domnia sa situația pensiilor artiștilor care după o viață de muncă sunt nevoiți să muncească în continuare pentru că altfel nu ar putea supraviețui. Statul român le acordă pensii infime. Doamna Vasilica Ionescu mi-a povestit în pauza de publicitate că a și dat în judecată statul român pentru recalcularea pensiei și vreau să ne spuneți cum s-a întâmplat și acum cât timp ați început dumneavoastră procesul acesta? Acum 3 ani și nimic, n-am primit niciun răspuns. Aveți un avocat? Merge da. Toate microfoanele. Avocatul poporului, la el am dat toate chestiile astea. Am fost sus la unde e cu avocatura. Așa. Și a spus să avem răbdare. Păi câtă răbdare să am cu 10 milioane? La 48 de ani lucrați. Din păcate, eu nu pot să vă dau acest răspuns la întrebare, doamna Vasilica. Să sperăm că ne aude cine trebuie și că se va face lumină în acest caz al dumneavoastră, pentru că nu sunteți singura, după atâția ani de muncă, să primiți o pensie extraordinar de mică. Dacă vă putem, nu știu, dacă vă putem fi de folos în cazul acesta și să ne interesăm și noi printre cunoștințele noastre, printre prietenii pe care îi avem, poate zilele viitoare, cine știe, luăm și noi legătura cu un avocat care să ne explice care ar fi demersurile da. Pe care să le urmeze o persoană care este în situația dumneavoastră. Și uite așa vă dăm o mână de ajutor. Mulțumesc din suflet. Și noi vă mulțumim, doamna Vasilica. Și vreau să-i invităm pe telespectatorii noștri și pe Facebook-ul dumneavoastră și pe Instagram, pentru că am făcut poze pe pauza de publicitate. Da. Cum vă găsesc oamenii pe Facebook și pe Instagram? Vasilica Ionescu. Vasilica Ionescu. Și invităm și pe Facebook-ul nostru, pe Matinal și Popular, dar și pe Instagram, să ne scrieți, dragi prieteni, pentru că sunt convinsă că sunteți foarte mulți în această situație sau poate aveți părinți care după ani și ani de muncă primesc o pensie extraordinar de mică din care nu se pot întreține. Așteptăm mesajele dumneavoastră pe Facebook-ul nostru și sperăm că până la urmă lucrurile se vor schimba. Am primit deja foarte multe mesaje de la telespectatorii noștri și aș vrea să vă și citesc câteva mesaje și de la românii noștri din străinătate. Să vedem dacă ni se încarcă telefonul. Uite că se încarcă. Avem multe mesaje.
Telespectatorii noștri întreabă și de colegul Mihalis. Ce se întâmplă cu Mihalis? Unde este? Vă îmbrățișez. Este un picuț în izolare, v-am spus. Sunt singura acasă, sunt împreună cu prietenii cu care încercăm așa să vă descrețim frunțile cu melodii frumoase. Doamna Ștefana Popescu îi spune la fel colegului Mihalis, îi transmite multă, multă sănătate. În clipe grele, prietenii sunt lângă tine. Elena Cris, bună dimineața din Teleorman, vă salută și pe dumneavoastră, teleormăneanca dumneavoastră, felicitări, mii de îmbrățișări. Mulțumesc frumos! Avem, bună dimineața dragilor, o zi frumoasă și din Olt, și din Germania, doamna Nina. Doamna Vasilica, cum vi s-ar părea mai ușor să locuiți la țară decât la oraș? Păi nu m-am mutat la țară, nu m-am mutat în Domnești. Stau la Domnești acolo, la băiat. Și este mai ușor? Păi e mai ușor, e liniște. Adică construiește el o casă și stăm cu el acolo, stau cu el. Și vă ajută că copiii nu-mi permis să stau la financiar. Da. Și cu casa de aici din București ce s-a întâmplat, doamna Vasilica? Deocamdată, nu știu, să vedem, poate o închiriez ca să mă întrețin. Că doar nu o să cer la copii mereu. Păi, ce să fac? Care dar nu... cum e, doamna Vasilica, după o viață întreagă de muncă, ce simte Vasilica Ionescu după atâția ani de muncă, când simte că nu poate să se ajungă? Deci, Lavinia, crede-mă din suflet, nu pot să-mi fac o pomană că mi-a murit un băiat de 17 ani, soțul, bunicii, nu pot să fac o pomană. Eu nu pot să mă duc să cumpăr și eu să-i dau acolo niște lucrușoare, că e o groază de bani. Deci e foarte, foarte greu. Și așteptați să vină câteva evenimente ca să puteți să mai câștigați un dacă ban? Dacă vine, dacă nu vine, aștept să vie pensia pe card și muncesc la negru. Că dacă nu muncesc la negru, nu m-aș descurca. Dragi prieteni, din păcate, aceasta este situația în rândul pensionarilor. Luăm o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru fidelitate și mergem înainte cu melodii minunate din frumosul Maramureș. A venit să ne horească Ghiță Vreban! Dai sfântă la bărbat, dar de când te-ai meritat, te dai sfântă la bărbat. Ei, dar numai că e sur și mut, nu știi cât i-ai făcut, mă! Grăiesc babile în sat, că bărbatul te-o luat. Grăiesc babile în sat, că bărbatul te-o luat. Ai umblat la copăies și-ai ținut posturi pales. Ai umblat la copăies și-ai ținut posturi pales. Ei, da și să vă postul cu spor, că și popa nișorul lume. Iată bărbat mă întreb dacă poartă mintea-n șep. Iată bărbat mă întreb dacă poartă mintea-n șep. Că în cap e oară purta, până mâine ce-ar lăsa. Că în cap e oară purta, până mâine ce-ar lăsa. Ei, dar ce rușine ai făcut, că nu se poate mai mult lume. Mândră la nărapul tău, n-are leac nici Dumnezeu. Mândră la nărapul tău, n-are leac nici Dumnezeu. Că leac dacă ar fi avut, mai scântă chiar fi făcut. Că
cartea ca garsii avut, mai sfântă chiar s-i făcut, mândră la năravul tău, n-are leac nici Dumnezeu. Că leac dacă ar s-i avut, mai sfântă chiar s-i făcut. Bravo! Ghiță Brevan, te așteptăm alături de noi să vedem dacă te-a luat și pe tine valul de scumpiri. Bună dimineața, Ghiță! Bună dimineața și bine v-am regăsit. La mulți ani, un an nou fericit. Să fim sănătoși și să mergem tot înainte, indiferent de vremuri. Doamne ajută așa să fie, indiferent de vremuri de vreme. A venit pe la noi, dragi prieteni, și Mihai Trăistariu. Șocat de costurile imense ale facturilor, a venit cu facturicile. Aici sunt. Și când mă uit la cifre, deja... Bună dimineața, Mihai! Neața! Să știi că infarctul l-am făcut atunci, Dumnezeu să mă ajute. Ai trecut peste șoc? Am trecut peste șoc. N-am trecut pentru că vreau să-i dau în judecată, e prea mult. 24 de milioane o factură la gaz, e prea mult. Adică am și spus, presei e un salariu de om, sau mai mult decât un salariu. Sunt unii care au 2000 de lei mai salariu. Mai mult decât un salariu? Uite, nu o avem aici dacă, pe doamna Vasilica Ionescu de față, după 40 și ceva de ani de muncă, cu o pensie de 10 milioane. Păi dacă îți vine o factură de 2378 de lei, doar una la gaz, da, de unde poți să achizi toate. Nu știu, probabil oamenii încă n-au reacționat sau nu toată lumea sau nu știi cum să faci. Eu am sunat la ei. Așa. M-am certat puțin, nu sunt certeres de fel, dar a trebuit să înțeleg și eu de unde. Vroiam la milimetru să-mi explice cum atâția metri cu 400 de metri cubi este o avere, o imensitate. Iarna trecută e pentru școala mea de muzică. Chiar dacă are câteva încăperi, eu n-am trecut iarna trecută de 700 de lei. Eu am mai avut facturi, da? Dar n-am trecut, era 600, 700, dar 2400 e prea mult. Școala mea de muzică nu produce nu știu ce profit. E o afacere micuță. Dacă rămân după ce plătesc salarii, impozite cu vreo 1000 de euro, eu sunt fericit. Ori dacă tu mai iei 24 de ani în gazul și mai vine și lumina, stai că n-a venit. Când apare lumina, curentul și mai ai și o apă, mai ai nu știu ce, rămâi pe minus. Și ce faci? Închizi afacerea? Deci eu o să falimentez afacerile mici. Asta vreau să spun. Azi citeam o școală din Bârlad, chiar așa, ieri o să închidă, pentru că i-au venit 54.000 de euro gazul. Păi stai puțin, deci nu știu, 50.000, 2 miliarde jumate. Și ce ai de gând până la urmă, Mihai? Eu îi dau judecat. Am achitat factura pentru că era până, nu știu cât, ianuarie 13 sau. Am achitat-o ca să pot continua cursurile, dar mă lupt cu ei, pentru că mă plasează de la unul la altul. Cum fac ei de obicei? Te suni, îți răspunde câte o fătucă din asta care nu știe ce cu ea, că oricum nu poți să o cerți pe ea. Ea e angajată. Da, am preluat cazul, dați-mi, vă rog, adresa, telefonul și o să dăm mai departe. Mai departe e așa. Când am sunat a doua oară, mi-a dat un alt număr, poate, poate. Și la fel, zic, v-am notat aici. Uite, și dacă apelăm la ce? Specialiști, păi, Mihai Trăistariu, pentru că ai spus mai devreme că vrei să înțelegi și vreau tu și până la urma urmei să înțeleagă toți românii de ce vin facturile mărite și de ce într-o perioadă atât de scurtă sunt aproape duble sau triple. Alături de noi în această dimineață este domnul Adrian Negrescu, economist. Bună dimineața, domnul Adrian, vă mulțumim foarte mult bună pentru dimineața, intervenție. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Bună dimineața, bine ați venit la Matinal și Populari. Stăm de vorbă cu foarte mulți prieteni că ne-a luat valul de scumpiri la început de an, ne-au venit facturile, sunt aproape de 3 ori mai mari, uneori, facturile la gaze sau la curent și vrem să știm și noi ce e de făcut în primul rând, ce trebuie să facă omul, că apăruse la un moment dat cineva pe post de la minister care a spus, le spun românilor să nu-și achite facturile, dar românul merge să-și achite facturile, pentru că altfel o să îi se taie gazul sau curentul electric. Ce este de făcut și cum putem să înțelegem și noi, oamenii de rând, de ce s-au mărit atât de mult facturile? Păi, în primul rând, să-și plătească facturile, să nu ia în seamă ceea ce spun politicienii, că de regulă spun chestii electorale, care n-au nicio legătură cu relația contractuală dintre tine, persoană fizică sau companie, și o societate privată. Acolo e un contract la mijloc și dacă nu-ți plătești facturile, vin penalități și risc să fie executat silit și să se oprească gazele sau curentul. Deci sfatul meu este să le împrumutăm, să căutăm bani de unde putem să plătim acele facturi. Dacă după aceea, după 30 de zile, 60 de zile sau cine știe când, în funcție de contractul pe care le-ai, îți vei primi niște bani înapoi la recalculare, asta e un lucru bun.
Dar nu riscați în momentul de față, având în vedere comportamentul furnizorilor, să nu vă plătiți facturile. Ar fi cea mai mare greșeală. Regat de ce spunea domnul Trăzistariu, legat de factura care a venit, dânsului, din ce am înțeles, i s-a prelungit automat un contract pe care l-avea de furnizare de utilități și, din păcate, acel contract prelungindu-se a venit la alt tarif. Pentru că asta este marea problemă. Dincolo de compensări, de plafonări, toată lumea a dublat prețurile la energie și gaze prin contracte și toți românii nu s-au uitat foarte atent la ce contracte noi au semnat sau nu le-au semnat și s-au prelungit automat. Și în momentul în care ai preț dublu la energie și la gaze, normal să plătești mai mult. Legat de modul în care plătim facturile respective și la ce trebuie să ne uităm, atunci când îți vine factura și vezi pe ea că nu ai nicio compensare sau nicio plafonare a prețului, atunci trebuie să te gândești dacă nu cumva factura este greșită și suni la distribuitor sau la cel cu care ai relația contractuală. Dacă nici cei de acolo nu îți răspund, da, sfatul meu este să plătești și după aceea să te duci la protecția contractului. Vreau să fac o paranteză. Mihai, vreau să fac o paranteză. Mie mi-a venit mail, repet, e pentru școala mea de muzică, deci e pe persoană juridică. Mi-a venit mail acum prin octombrie, septembrie, cum că dacă vreau noul contract sub noua formă, eu m-am uitat în el, de la 0,25 cât era parcă metru cub sau kilovatul, nu știu ce măsoară ei, era la 0,8, deci de 3 ori mai mare era acolo. Eu am scris, zice așa, dacă sunteți de acord cu noul contract, vă rog să ne-l trimiteți semnat. Dacă nu, el intră în vigoare singur, nu știu când. Eu am scris înapoi așa, am dat mail. Nu vreau noul contract, vreau să rămân pe contractul vechi. Deci am dovada, da? De-aia vreau să mă războiesc în penal cu ei, pentru că am dovada că am dat mail, eu vreau să rămân pe același tip de contract. Că m-am sfătuit cu o tipă de la o firmă din asta, cu care mi-e prieten și mi-a zis rămâi pe contractul vechi pentru că o să se întâmple măgării. Și eu am avut inspirația să trimit mail, deci dovada va fi că am mail-ul către ei unde spun eu rămân pe contractul vechi. N-am semnat. Până la urmă, prețul deși ei zic că prelungesc de la sine. E de 3 ori și jumate la mine. Și jumătate, da. Mihai, dar prețurile tot cresc. Și de ce? Pentru că guvernul a plafonat prețurile la energie și gaze la 1 leu pe kilowatt-oră și la 0,37 de lei pe megawatt la gaze. Deci, oricum, față de cât plăteai tu 0,2, a crescut la 0,37 suma plafonată deci, de stat. Da, da, de 3 ori și jumătate... Da, iar la energie electrică a crescut de la cât plăteai tu, probabil 0,35-0,45 de lei pe kilowattoră, a crescut la maxim 0,95. Cam astea sunt, pentru că plafoanele au fost foarte sus. Bine, lumea spune că e o înțelegere cu cei care lucrează în domeniu. Dar din asta deduc că nu prea mai avem ce face, trebuie să acceptăm situația. În momentul de față nu avem economie. Ce face și asta e singura soluție, pentru că, da, dacă într-adevăr guvernul vrea să facă cu oamenii care sunt în această situație, cu companiile, să nu îngropăm economia, ar trebui să vină cu niște praguri de consum, adică plafonarea aia să fie la prețurile din primul semestru din 2021, adică din primăvara anului trecut. Atunci când, da, prețurile erau cele pe care le-ai plăteai și tu. Până atunci însă plătim, din păcate, chiar și plafonat, chiar și compensat, plătim tarife aproape duble la energie și gaze. Eu vreau să vă întreb dacă aceste contracte, în momentul în care se prelungesc automat, indiferent că omul își dea acordul sau nu, este legal ca ele să se dubleze, să se tripleze ca și preț? Adică tu îmi prelungești mie... Nu se prelungesc, se reînnoiesc, adică un nou contract pe un nou an. În care, într-adevăr, ei pot să-ți propună o altă politică de preț, ca la telefonia mobilă. De la an la an, sau depinde pe cât ai contract, furnizorul poate să schimbe tarifele, pentru că, na, asta e politica lui comercială. Dar uite, iarăși revin. Mihai, sunt. Da. Deci, mail-ul meu era sub forma asta. Aveți noul model de contract, vă rog să-l tipăriți, semnați, nu știu ce, dacă nu primim niciun semn din partea dumneavoastră, se înțelege că el va intra în vigoare de la sine. Ori eu am zis, da, hai să le dau un semn chestia și să zic... Da? Că nu-l vreau. Și am zis, eu nu vreau nou contract, vreau să rămân pe cel vechi. Acum ei zic că se prelungește de la sine. Deci ori îl trimiți, ori nu-l trimiți, se prelungește de la sine. Până la urmă ei tot ajung la contractul ăla. Măcar tu deci, ai dovada. Dar eu am dovada că am zis, eu nu vreau. Că eu vreau nu ai să rămân de acord pe... cu prețul. De-aia vreau propuzei. Să-i dau în judecată. Eu am zis nu și atunci mie trebuia să rămână contractul cu 0, nu știu cât. Sau probabil ei vor să zică că dacă rămâi pe 0...
cât era, 20 sau așa, nu mai e prețul ăla. Dar nu vei rămâne, cu siguranță nu vei rămâne pe suma respectivă, pentru că nu s-au schimbat condițiile de piață. Costă și pe ei mai mult să producă energie. Vă mai pun o întrebare, că sunteți expert. Nu mai intrăm în motivul pentru care au crescut prețurile. Contează relația contractuală de tine, companie și furnizorul de servicii. Atât este esențial în momentul de față. Vă pun o întrebare. De la ce explozie asta în toată lumea? Că am văzut și în Kazahstan revoluții pentru chestia asta cu gazul. A crescut prețul petrolului, dispare petrolul, nu mai avem. Eu nu înțeleg de unde a pornit în lume toată chestia asta cu energia, cu gazele care s-au scumpit. De la ce a plecat? Pentru că în 2020 economia a fost închisă, economia mondială a fost închisă, iar toți marii producători de energie, de gaze, de petrol, că vorbim și de OPEC, toți au încercat să recupereze din creșterea prețului pierderile înregistrate în 2020. Și în momentul în care resursele au crescut ca prețuri, bineînțeles că toate produsele pe lanțurile economice s-au scumpit. Deci e o chestie care se întâmplă la fiecare criză. Dacă uitați și la criza precedentă din 2010, imediat după criză a apărut un val de inflație, adică de creștere de prețuri, că toată lumea din preț a încercat să recupereze pierderile, nu din altceva. Nu din faptul că ar produce mai mult sau păi nu știu. Și noi săraci artiști care am stat acasă 2 ani ar trebui. Domnul să Adrian, dumneavoastră ne-ați explicat concret ce se întâmplă și cum de s-au mărit facturile oamenilor, dar întrebarea ar fi, politicienii de ce nu ies în fața oamenilor la televizor să spună lucrurile așa direct? Pentru că n-au niciun interes, pentru că luptă electorală între ei și nu reușesc să explice de fapt despre ce este vorba. Că avem această recuperare de interes a producătorilor și furnizorilor de energie. Avem într-adevăr și costuri energiei verzi, pentru că toți mergem acum spre energie verzi. Nu mai vrem să producem energie electrică din cărbune. Nu mai vrem să folosim soluții poluante care creează poluare. Da, dar ca să faci chestia asta, trebuie să te asiguri că ai toate elementele necesare. De pildă, în România, noi ne-am racordat la piața europeană de energie și gaze. Noi vrem să avem prețuri europene la salarii românești, ceea ce e imposibil în momentul de față, având în vedere situația. Da, e bine să fii în Europa, să ai toate relațiile astea comerciale, să ai prețuri europene, dar trebuie să ai și salarii pentru a le putea plăti sau corect, să ai companii care să-și permită să facă acest lucru. E imposibil. Ziceam de politicieni. Politicienii în momentul de față sunt ca în cața Vencu. Să se revizguiască primim, dar să nu se schimbe nimic. Cam asta este situația în momentul de față și sunt interese, pentru că pe toți îi afectează electoral și caută soluții acum. Probabil și mai mult ca sigur că vom asista la o nouă plafonare a prețului gazelor și energiei, pentru că da, nu este o soluție economică care normală, dar suntem într-o situație de necesitate, suntem într-o stare de urgență din punct de vedere economic și trebuie să-ți iei măsuri pentru a-ți proteja populația și companiile, pentru că altfel ce se întâmplă domnului Dreistaitului, se întâmplă zecilor, sutelor de mii de mici întreprinderi din România care s-au trezit cu facturi de 3 ori mai mari și practic trebuie să închidă pentru că nu mai pot să funcționeze decât să se adâncească în datorii. Până atunci, dumneavoastră ne spuneți că trebuie să ne achităm facturile, de unde avem, de unde n-avem, să ne împrumutăm, să le achităm, ca să nu vină alte penalizări peste noi și să așteptăm să ne ajute într-un fel sau altul statul. Va veni o recalculare care ne va ajuta să ne recuperăm parte din banii plătiți acum. Dar de ce? Pentru că relație contractuală privată nu are nicio legătură statul în relația asta și asta trebuie să înțelegem. E ca la telefonia mobilă. Se bagă statul în contractele de telefonie mobilă? Nu. Ei, cam așa e și aici, din păcate. Dar de ce se întâmplă asta? Pentru că am liberalizat piața asta de energie și gaze haotic, fără să ne asigurăm că ne protejăm populația și firmele. Și când preconizați dumneavoastră că se va întâmpla așa o recalculare? O să mai scadă vreodată sau rămânem de aici în sus? Deci prețurile cu siguranță se vor mai tempera undeva de prin luna la iunie, că estimez eu undeva iunie, da, de ce? Pentru că nu o să mai fie consumul ăsta mare de energie și gaze. Și atunci prețurile, inclusiv la nivel internațional, se vor mai tempera. Și e posibil să le vedem și în contractele noastre. Dar până atunci, da, trebuie să plătim. Asta e. Mai cu seamă că nu uitați un lucru. Imediat după luna martie, adică de pe la 1 aprilie, se elimină toate facilitățile astea cu plafonarea, cu compensarea. Și atunci vom plăti prețul exact pe care îl cer producătorii și furnizorii. Și hai să vă dau un exemplu. Dacă, de pildă, cei care nu și-au făcut un contract dintre ăsta în piața liberă, plăteau 0,35 la energie electrică, 0,35 de lei pe kilowatt, o să plătească 1,50 lei, pentru că așa sunt noile contracte. Mulțumim, domnul Adrian Negrescu, pentru toate informațiile acestea prețioase. Mulțumesc pe care ni le-ați oferit. Să aveți o zi frumoasă și, Doamne ajută, să vină vremuri cât mai bune curând. Vă mulțumim. O zi bună. O zi bună.
Deci Mihai lămurit, până în luna iunie. Da, da, ai văzut ce a zis, de la 0,35 la 1,10, de 5 ori o să ajung, acum e de 3 ori jumate. Încă să mai scumpesc, ceea ce e horror. Pentru că îți dai seama, o să ajunge să plătim de 5 ori cât plăteam anul trecut. Poate la apartamente normale n-ar fi. Mie la apartament îmi venea 150 de lei gazul. Mi-a venit 260. Nu e atât de catastrofă. Dar uite-te aici la o mică afacere, ce faci? Eu mai am apartamentele de mama aia. Vine vara, da? Nu e vorba de căldură, dar e vorba de dușuri. Oamenii vor apă caldă că vin de la plajă și o să-mi consume la căldură și la gaz, să vezi că nici vara nu o să mai fac față. Dacă îmi vin 20 de milioane pe un apartament unde am 6, am toți banii câștigați, pac, îi dai pe gaz. Deci îți omoară afacerile. Ghiță, tu cum ești afectat în perioada aceasta? Au venit facturile mai mari, mai mici? Stai la casă, la bloc? Eu stau la bloc. Din fericire, nu au venit chiar atât de mari încât să nu reușim să le plătim. Sper să rămână tot așa constante, cum au venit și până, adică luna aceasta. Nu pot să zic că ne-a afectat foarte mult, pentru că nu au crescut în așa fel încât să nu... Dar într-o perioadă, așa, cum suntem toți, e pandemie, nu prea sunt evenimente, mai ai și o altfel de afacere? Te ocupi și cu altceva? Da, eu am în franciză un magazin de telefonie mobilă și pot să spun că niciodată nu am rămas numai pe partea de muzică. Eu fac acest lucru mai mult ca un hobby. Și atunci tot timpul am avut cumva, să zic așa, spatele acoperit, pentru că nu m-am lăsat niciodată descoperit să nu am un job pe lângă muzică, pentru că nu se știe niciodată ce se întâmplă, lăsând la o parte pandemia sau orice altceva, poate interveni ceva, mă refer la sănătate, să nu mai poți cânta și așa mai departe, și atunci ce faci? Și crezi că o să te descurci? Până acum... Că uite, cresc toate prețurile... Bănuiesc că ai salariați? Da, până acum e ok, să zic. Pe linia de cutire. Va fi de acum. Au fost unii în care ai fost nevoit să vii cu bani de acasă, că așa este în afaceri, sunt luni și luni. Din fericire, nu. Din fericire, nu. Sper să nu trebuiască de acum înainte. Doamne ajută să meargă lucrurile bine. Noi mergem înainte cu muzică, dragi prieteni, pentru că Mihai Trăistariu este alături de noi și ne cântă. Ia-ți. Yeah.
aștept pe Turcoazică Mihai. Vreau să vedem împreună dacă de ziua îndrăgostiților românii noștri mai au bănuți să meargă, să se plimbe sau poate se grăbesc deja să își achiziționeze pachete de vacanță pentru vară la prețuri accesibile, pentru că așa se întâmplă dacă facem lucrurile din timp. Îl avem pe Ionuț Chirică, manager al unei agenții de turism din Tulcea. Bună dimineața, dragul nostru Ionuț! Bună dimineața și la mulți ani tuturor! La mulți ani! Să începem anul alături de voi. Într-adevăr, așa cum spuneai și tu, avem pachete pentru Valentine's Day, dar acum să vorbim și de mini-vacanța din 24 ianuarie, de 20 până pe 24, pentru că și atunci mai e un prilej mic de a pleca în vacanță. Și le recomandăm turiștilor noștri city break-uri, pentru că sunt la prețuri foarte mici. Biletele ce înseamnă avion... prețuri foarte mici? Păi, la ce prețuri pornesc? Eu plec joi la Bruxelles cu 150 de euro pentru 3 nopți. 150 de euro înseamnă bilet de avion dus-întors? Da. Cazare? La hotel cazare. De câte stele? 3 stele. Bun, mic dejun inclus, mai avem altceva? Bun. Nu, niciodată nu am luat micul dejun, pentru că nu sunt o persoană atât de matinală, dar pentru voi fac un efort în fiecare dimineață și intru la matinal. Ok, bun. Mai dă-ne și alte oferte, Ionuț, să știm sigur câți bănuți scoatem din buzunar pentru perioada următoare, dacă vrem să ne plimbăm. Sigur că da, pentru că urmează și perioada aceea de Valentine's Day, ziua îndrăgostiților, dragobete, atunci la fel tot city break-urile sunt la mare căutare, în special Paris, așa cum știm că e orașul îndrăgostiților, dar și Roma este iarăși un oraș căutat. Bineînțeles, putem să ne luăm un apartament în Mamaia, acolo unde este Mihai și știu că are o ofertă pentru Valentine's Day, chiar dacă e vorba de căldură, dacă tot cum mai le ascultam de facturile la gaz, sau de ce nu chiar Spania. Pentru cei care preferă locurile mai exclusiviste, sunt sejururile în Dubai, Zanzibar, Punta Cana sau Mauritius. Deci iată că avem o paletă largă de oferte. Păi să ne spui și niște prețuri. Dacă ar fi acum să plecăm în Zanzibar, Mauritius, Punta Cana, la ce prețuri putem pleca? De la 1590 de euro de persoană. De persoană. Bun. În România, unde putem merge, Ionuț? În România putem să mergem la Eforie, putem să mergem la Mamaia, putem să mergem la Herculane, în Oradea, acolo unde hotelurile și-au pregătit deja pachetele de 2 și 3 nopți de cazare, cu o cină romantică și de ce nu, ceea ce poate mai puțin știu, în Delta Dunării, la un hotel de 5 stele, unde prețul de Valentine's Day pleacă de la 145 de euro de persoană și include 2 nopți de cazare cu 2 cine și acces la spa. Și dacă vrem să ne orientăm deja pentru vacanțele din vara aceasta, cu cât ar fi prețul redus față de prețul inițial? Sigur că da, este o perioadă foarte bună să ne planificăm deja vacanța pentru vara 2022 sau chiar toamna lui 2022, pentru că prețurile sunt reduse cu până la 50% în această perioadă. Va mai urma o perioadă de Black Friday, așa cum i-am spus noi, în februarie, deci iată că ar trebui turiștii să înceapă să-și toată luna februarie vacanță. Aveți perioada aceasta de reduceri, Ionuț? Este o singură, ea era valabilă pe perioada târgului de turism, dar așa. Având vedere condițiile pe care le avem în acest moment ale pandemiei, se prelungește. Se prelungește în online și atunci o să urmeze la operatori și la noi în agenție, o să găsească oferte speciale, cred că în perioada 23 sau 26 februarie, cam pe aici. Deci 23-26 februarie să vă contacteze cei care sunt interesați de vacanțe. Încă nu știm exact care este situația. Dar este mai bine să înceapă să-și rezerve de acum, pentru că prețurile sunt într-adevăr reduse cu până la 50%.
Bun, deci dacă vrem reduceri consistente, te căutăm, Ionuț Chirică. Îți mulțumim pentru toate aceste detalii. Ei, uite că avem, putem să ne facem vacanțe. Ionuț a venit cu oferte pentru toate buzunarele. Îți mulțumim, dragul nostru Ionuț, și îți urăm mult succes! Mulțumesc și mă aștept cu mine în Malta pe 25-29 martie, dacă vreți să veniți. Avem un grup frumos. Cu gândul vom fi alături de tine. Mă bucur mult, vă mulțumesc și eu pentru invitație și călătorim împreună. Călătorim împreună, așa cum ai spus tu. Eu vă duc în frumosul Maramureș, că doar așa putem să călătorim cu gândul. Și pentru că se grăbește prietenul nostru Ghiță Breban să ajungă la Han, la colega noastră Adina Roșca, îi mulțumim pentru prezență în frumoasa emisiune. Te pupăm, Ghiță, și vreau să îi invit tu pe telespectatorii noștri să te caute pe rețelele de socializare. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Vă invit pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube, peste tot mă găsiți sub numele de Ghiță Breban. Am același cont pe toate rețelele de socializare, aceeași denumire la cont. Ghiță Breban peste tot și pe Facebook și pe Instagram și pe YouTube și acum la Matinal și Populari. Că-mi trăi degeaba în lume și...
îți mulțumesc. Le-au în brațe și îl strâng, mă văd în el copil mic. Și atunci când o mai putea să am la cine striga, să-i grijă băiatul meu, să mă ajut și tu la greu. Zi! Silica Ionescu, vă așteptăm alături de noi pe Turcoazică să vedem dacă Mihai Trăistariu și-a găsit vedeta. Săptămâna trecută am intrat în legătură cu tine, dragul nostru Mihai, și i-a invitat pe toți cei care sunt talentați. Talentați, de la 4 ani până la 100 de ani. Bun. Talentați, orice talent, da? Nu, eu nu fac rabat, că e muzică, că e dans, că e pictură, că e teatru, că e muzică populară, ușoară sau clasică sau instrumentală. Cine are un talent să intre pe rețelele mele de socializare și acolo am făcut un Mihai concurs. Mihai Trăistariu, Facebook, numit. Instagram. Da, și l-am numit Mihai Trăistariu caut o vedetă și asta, și concursul are o pagină și chiar mi-am propus și mi-am jurat că vreau să lansez pe cineva. Adică am văzut că tot felul de tineri și pe la voi trec o grămadă care vor să se lanseze și zic, măi, hai să ajut pe cineva, nu contează că e la instrument, poate găsesc un pianist colosal. Și atunci fac cu el un duet și îl scot pe la emisiuni. Vreau să fac un tur de emisiuni cu el. Clar, o să fie și pe canapeaua asta. Sau poate găsesc niște dansatori fabuloși. Am zis, hai să-i bag într-un videoclip și să-i iau cu mine, să încerc să-i promovez. Sau poate un cântăresc de populară. Fac un duet, ceva, nu știu. Îmi trimiteți filmări. Da? E online și atunci îmi trimiteți filmări cu voi, dar trebuie să căutați acolo regulamentul. L-am postat exact. Preselecțiile până pe 31 ianuarie, deci mai aveți timp să vă faceți o filmare sau poate aveți clipuri, ceva. De acolo facem și o semifinală. Ne jucăm puțin, pentru că eu fac concursuri cu managerul. Ai și un juriu? Avem cine? 20 de jurați, sunt tot felul de jurați, compozitori. Așa. Sau interpreți sau oameni de televiziune sau tot felul de oameni care știu să vadă în ansamblu. Am luat din toate domeniile, deci actorie și puțin dans, în juriu mă refer, pentru că vrem să privească în ansamblu. Poți să ne dai câteva nume, să știm și nu noi. Nu sunt vedete de calibru și atunci ți le dau degeaba, dar îi cunoști, Liana Cornila, ați avut o invitată aici. Cu drag, îi salutăm. Sunt oameni cu care am mai colaborat și care știu să vadă de specialitate, nu mai specialiști, și care să privească și iau de vorbit, da? Facem ca la concursurile alea mari, unde trebuie să și zică pe gură, vezi că ai falsat aici, vezi că mai ai puțin, acolo e așa, dar ești foarte bun sau foarte bună. Și deja am primit primele jurizări și sunt foarte duri. Adică cineva a fost chiar și m-am speriat așa, dar asta e. Până la urmă ne asumăm și mergem mai departe. Noi invităm pe cei de acasă să nu piardă această șansă, doamnelor și domnilor, până pe 31 ianuarie este șansa voastră. Intrați pe Facebook, Instagram, Mihai Trăistariu. Trimiteți acolo, vedeți regulamentul, trimiteți filmulețe și Doamne ajută, poate aveți șansa să fiți noua vedetă lansată de Mihai Trăistariu, pe care cu siguranță o vom cunoaște și noi în luna februarie, de ce nu, aici în platoul nostru pe Turcoazică. Doamna Vasilica Ionescu, ne întoarcem la dumneavoastră și vreau să vă mulțumesc din suflet pentru că ați acceptat invitația noastră. Aveți pe cineva de salutat? În primul rând îmi salut familia, băiatul și fetele, să le dea Dumnezeu sănătate. Așa. La nepoței, că am 4 nepoței, și la toți prietenii mei din pagina mea de Facebook. Și celor care ne conduc, ce le transmitem, doamna Vasilica? Și celor Vasilica care ne conduc, să le vie minte la cap că noi suferim. Și dacă suferim, ne dregem cu un pic de muzică. Așa cum știți dumneavoastră, să faceți mai bine. Vă invităm la scenă, Vasilica Ionescu ne cântă. Mulțumim, doamna Vasilica! Plăcere! Thank you.
știi, Doamne, că mor, măi, aș da drumul banilor, măi, i-aș da toți la lăutări, măi, să mai lungească din an, măi, să vede cu lăutari, la 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 la, că repede ne trec ani, la 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 la, trec ani și mie necaz, mai la 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 la, că nu știu cât mi-a rămas, mai la la la. Doamnelor și domnilor, și nu sunt singurică, chiar dacă colegul meu Mihalis este acăsică, îl pupăm, îl salutăm. Alături de mine în această dimineață a venit Ilie Caraș. Bună dimineața! Neața, neața, neața și la mulți ani pe anul la acesta. Mulți ani, la mulți ani! La mulți ani! Și Laura Ion, bună dimineața, Laura, ce frumoasă ești! Bună dimineața, la mulți ani pe anul acesta. Mulțumesc frumos! La mulți ani! Ai o rochie așa foarte, foarte frumoasă. Să înțeleg că anul acesta va fi un an de succes pentru tine, Laura. Da, am început bine. Am început bine anul ăsta. Păi mi-am propus să am proiecte noi. Poate, piese noi? Da, poate și piese noi, cu tot cu videoclip. Vedem ce vom face. Și dacă ar fi să faci eu o colaborare cu cineva? Stai să zic, stai să-ți spun un secret. Nu de alta, dar Laura nu știe, hai să-i dăm de veste, da, că nu. Mihai Tristariu are un concurs pe... Lasă concursul, stau, ia zic că stau aici. Laura, acum 2 ani am făcut un festival, Festivalul București, și Laura a câștigat premiul Mihai Tristariu. Și a rămas că fac un duet cu ea. Între timp am văzut-o pe la televiziune și a lansat proprii piese și zic, hai să o las puțin, că așa. Nu mă bag eu peste ce vreau eu să, vrea să lansez. Așa că eu i-am promis un duet, Laura, eu cunosc. Așa că o știam și la ea nu-i nevoie de concurs. Deci uite cum tot venim ce rămâne noi cu premiere, este să ne să ne intersectăm. Pentru că rămânem nașii succesului, dragi prieteni. Ia uite cum venim. Vezi cum așa ne-ai adunat? Anunțăm dinainte. Laura Ion împreună cu Mihai Tristariu vor lansa anul acesta un duet care se va lansa aici, în platoul nostru, gata, la Matinal și Popular. Stabilit. Ilie Caraș, ce ne pregătește anul acesta? Anul acesta, multe surprize muzicale, pentru că vreau să fac un nou album. Deja e și timpul să mai scot așa câte un... Multă lume scoate câte un cântec nou, două. Eu vreau să scot și un album să fie... Să mai fie. Avem bani, mai are Ilie Caraș posibilități financiare să vină cu un album pe piață? Că este, da, foarte costisitor. Hai să, da, fim este foarte serios. Costisitor, dar eu sunt, perioadă din asta... sunt ajutat, pentru că sunt oameni cu inimă mare și cărora le place muzica și mai sponsorizează. Nemaipomeni. Deci avem nevoie de sponsor ca să lansăm albumele noi pe piață. Bineînțeles. Un artist un artist tânăr, fără sponsor, nu poate să facă multe lucruri.
De aceea sunt oameni care chiar ajută. Și în plan personal, ce își dorește Ilie Caraș? Pace, liniște, sănătate în primul rând și restul le fac pe toate eu, că nu... Facem de toate, dragi prieteni, cu pace, cu sănătate, dar și cu muzică. Mihai Trăistariu este pregătit să ne dea pe spate! I'm standing on the edge again. I'm broken, drowning in despair. I'm lonely, got nothing left to say. Who knows if you'll forgive me now that you've gone away. I won't surrender. Într-o perioadă atât de grea pentru români, artiștii caută o portiță de salvare pentru a-și putea susține existența. Se află în această situație și una dintre cele mai cunoscute soliste ale muzicii lăutărești, Panseluța Ferraru, care este foarte dezamăgită de faptul că, după o viață de muncă închinată scenei și muzicii, a ajuns astăzi să aibă o pensie foarte mică. Detalii în câteva clipe. Să mi ne fac nefastă, am dus viață de năpastă și cu lumea m-am certat. Da, rogar o fiță în glastră, în florea căsuța noastră și tu, dragă, ai plecat. Dragi prieteni, am intrat și pe Facebook-ul nostru, pe Matinal și Popular, și am citit foarte multe mesaje de la dumneavoastră. Vă mulțumim tuturor pentru că sunteți alături de noi, știm de unde ne urmăriți, sunteți într-un număr din ce în ce mai mare și vă răsplătim cu melodii frumoase. Vă vor cânta pe rând Laura Ion și Ilie Caraș. Mea,
Se joacă din ochii să iasă foc, că sunt iute de chișor și cel mai mândru fișor. Jocul s-a turat pe roată, tairera, tairera, mândra cu ochii macate, tairera, tairera, foc și pară și scânte, măi, tairera, tairera, văd în ochișorii ei, măi, tairera, tairera, nu mai poate sta pe loc, tairera, tairera, așteaptă să o iau la joc, măi, tairera, tairera, și nu mai poate sta pe loc, mă, așteaptă să o iau la joc, în țapul la un loc, mă. Sunt cădel pe li s-a plin și mai tare mă rotesc și din gură chiuiesc.
cade, tairera, tairera, frumușal ca așa se cade, tairera, tairera, hai mândruțe, joacă bine, tairera, tairera, și te uiți așa la mine, tairera, tairera, mă faci să mă roșesc, tairera, tairera, și chișorul încălcesc, mă! Sopica mea, cât din nu te-o îngheța și te rupi în bucăți, tu-i faci și de râs la tăți. 2 și 3, 4 și 5, măi, tairera, tairera, țara nească în 8-5, măi, tairera, tairera, cine-o știe să trăiască, tairera, tairera, și aici cu noi să poftească, tairera, tairera, țara nească și ni joacă, tairera, tairera, s-a natosit viața toată, tairera, tairera, și vine aici să trăpăim, mă, hai s-a natos cu tăță și eu joc cu voi în rând. Numașe, te așteptăm alături de noi, Ilie Caraș, doamnelor și domnilor, în această dimineață, regina muzicii lăutărești a sosit pe turcoazica noastră. Doamna Panseluța Ferraru, bună dimineața, la mulți ani! Bună dimineața! M-ai întrebat pe mine să accept acest nume? E, doamna Panseluța, sunteți trebuie modestă. Trebuie să mai muncesc, hei, până la 100 de sunteți, ani. Sunteți modestă, doamna Panseluța. Mulțumesc, bună dimineața, bine ați venit. Știți că vă prețuim foarte good mult. Good morning. Good morning, dar de unde veniți, doamna Panseluța, de-mi dați așa good morning? Da, de la Bragadiru. Și așa se salută pe la Bragadiru? Câteodată da. Câteodată da. Da. Depinde ce vecine avem. De unde așa vin este, vecinii, da. Că poate cine știe, vin românii noștri din străinătate, își mai facă o vilișoară și la noi în țară și uite așa e și bine. Uite așa, uite limba română. Da. Și uite așa, și uite așa no, ne... Limba românească este foarte frumoasă și o iubesc, dar eu având nepoței în Anglia și vorbesc cu ei, ei nu mai știu românește, foarte puțin știu și când îi salut, good morning, grandmother! Ce yes? Drăguț. Câți nepoți aveți, doamna Panseluța? Poftiți? Câți nepoți aveți? Am 6 nepoți. Cea mai bogată, cea mai fericită. Să trăiască la toată lumea și ai mei. Sufletește sunteți bogată. Da. Dar material vorbind, după o viață de muncă, statul român... Să știi că n-am bani, nu. Statul român... Mă interesează că am bani, n-am. Cu ce vă ajută, doamna Panseluța Ferraru, ce statul anume? Român? Poftiți? Statul nostru român. Statul nostru... Cu ce, cu ce îi ajută nu pe interesează, artiștii? Nu interesează. Ce zice? Că dacă noi cântăm, suntem plini de bani. Găsim banii pe stradă. Nu. Ne descurcăm. Cum am o pensioară frumușică. Mă rog, pentru cei care mi-au făcut pensia asta, s-au gândit și la noi artiștii, câțiva, bineînțeles. Și mă descurc. Dar dacă a fost pandemie, nu am cântat pe nicăieri. De Revelion am stat acasă, am petrecut cu soțul. Păi ce să facem? Dacă n-au fost foarte da. Multe evenimente... Ce să facem? Cu cine să ne mai certăm? Stăm și pe acasă. Da, Dumnezeu nu lasă pe nimeni. Dar totuși, doamna Panseluța, stăm așa, ne punem mâinile în sân și zicem e, mi-a dat statul o pensie mică, stau așa și accept. De ce, ce acceptarea aceasta și ce să fac? Eu pot să ies eu în stradă să mă cer cu cei de sus? Nu pot eu. Să ducă ne cei drămuim mai tineri. Așa fiecare bănuț da. Și zicem luna asta la ce renunțăm? Ca să nu, plătim facturile. Dumnezeu, că ia că... uite, Mihai Trăistariu a venit cu facturile de da. 23 de milioane 800, aproape 2390 da. La gaze. Dumneavoastră cum stați cu scumpirile, cu gazele? Ne mai permitem să ne mai plimbăm cu mașina, că s-a scumpit și combustibilul ce în supermarket, mai... când mergem ce să ne luăm să câteva zic, alimente? Ce putere să am eu? Eu sunt cu cânte, cu cratița, cu... Ce dracu să fac eu, Doamne ferești? Mă rog la Dumnezeu să fie liniște și pace și să se reglementeze toate problemele. Dacă aș avea miliarde, aș ajuta toți săracii. Auză, dacă ați putea, doamna Panseluța, da. Nu știu așa, să le dați un sfat celor care sunt la putere, care ne conduc. Ce ar trebui să facă pentru artiștii români? Să aibă credință la Dumnezeu și frica lui Dumnezeu. Să nu mănânce numai dumnealor, doamna să trăiască Panseluța, bine. Doamna Panseluța, până la Dumnezeu ne mănâncă păi, sfinții. Da, ceva concret. Ce ar trebui să facă? Oricum, Ilie, artiștii Mihai, nu sunt o prioritate pentru guvern în general, se vede. În general, cultura, dar artiștii nu sunt o prioritate din câte se vede. În alte state au beneficiat de ajutoare, în alte state au beneficiat de tot. Nu a fost un lux, dar au fost niște bani pe care i-a ajutat să treacă, să traverseze această pandemie.
că noi nu dar știm tu știi că și la noi s-au acordat, foarte puțin, că te întrerup, foarte s-au puțin. Acordat niște indemnizații și la sfârșitul anului 2021 majoritatea artiștilor au primit pliculețe felicitări de la ANAF, cum că 48% sau peste 40, aproape 50% din sumele respective trebuiesc date înapoi. Ce și seama? Tu asta vrei să reclam eu ca să prind dușmărie? Am și eu niște prieteni pe la ANAF. Tac dracu din gură, ce să fie. Dar ei nu sunt vinovați, ei primesc ordine și atunci. Nu sunt vinovați. Dar, din păcate, artiștii... Doamna Panseluța, din păcate, prietenii dumneavoastră de acolo, aplică legile care sunt făcute prost. N-au ce face, ei trebuie să se supună. Îi nedreptățesc pe artiștii, pe artiștii noștri. Mami, asta-s blestemere de la Dumnezeu. Ce să mai facem? Nu e de vină nimeni. Și Dumnezeu, când o da cu biciu, reglementează tot și face curățenie. Ilie, dacă ai fi într-un post de conducere și ai avea posibilitatea să reglementezi lucrurile, ce ai face, concret? În general sau pentru artiști? În primul rând, pentru artiști. Pentru hai artiști, să vorbim așa, în primul artiști. Rând, pentru artiști. Bine, au făcut ei ceva, au ridicat salarii, teatre, ansambluri, dar pentru artiștii pensionari, în primul rând, aș face o pensie specială, așa cum au politicienii o pensie specială, mai mică, dar aș face-o și pentru artiști, pentru că un artist când iese la pensie, știm foarte bine ce pensie au. Mizerie. Hai să le amintim telespectatorilor noștri că statul plătește pensii foarte mici artiștilor. Artiștii care au ajuns la o anumită vârstă exact. Sunt obligați în continuare să presteze, să muncească, ca să nu moară de foame. Ori exact. Să ajungă la mâna copiilor, să-i ajute prietenii. Mai sunt și artiști care poate nu au copii sau sunt nu au prieteni și sunt neajutați. Care nu au cu ce-și plăti acum factura la Enel și la gaz. La energie și la gaz. Nu au. Pentru că au pensie mică, de cântat nu ne mai cântăm nicăieri, pentru că, nu vezi, închid restaurante, închid tot. Nu știu, uite, citeam în presă zilele trecute și chiar am auzit și anul trecut și la doamna Maria Dragomirov spunea că peste 40 de ani de muncă are o pensie de 1400 și ceva de lei. Horia Moculescu, după 60 de ani de muncă și atâtea șlagăre, are o pensie da? Aproximativ la fel de 1000 și un pic de lei. Aici? Unde este dreptate? Am avut atâția ministri a culturii care n-au făcut nimic pentru artiști. S-au plimbat așa la deschiderea, la tăieri de panglici și atâta-i tot. Știi că ziua în care a murit Gică Petrescu, pe mine m-a marcat atât de tare încât a doua zi mi-am pus pe hârtie, nu că am zis, mi-am pus pe hârtie calcul și am zis din momentul ăsta strâng bani și îmi deschid un business. Pentru că eu eram doar artist, trăiam doar de încântat. Și atunci am început cu firmă de taxi, eu am încercat tot felul. Am făcut un market cu cineva, n-a mers. Un salon de înfrumusețare, nu mi-a mers. Dar am început ceva. Taxiurile mi-au mers vreo 4 ani, după aia le-am închis și pe alea, dar uite că școala de muzică a produs mereu 1.200 de euro, apartamentele de acum 2 ani. Și asta vreau să spun, 400 de lei avea pensie. Știm cu toții că trăia când, foarte mult. Groaznic. Deci se poate ajunge așa, și am zis, Doamne, eu nu vreau să ajung așa. Mai bine strâng acum așa câțiva ani, încep ceva și să trăiesc și din altceva. Că iată, a venit o pandemie, norocul meu. Dar 90 ceva, 98% din artiști sunt prăpătiți. Și acum exact, sunt artiști că ar fi foarte de mari. Iartă-mă că te întrerup, ar fi drepturile de autor, dar acolo e o bătaie de joc. Nu, sunt mari. Acolo, acolo e o bătaie de joc. 300 de lei, te fură de lei. Stați foarte bine. Unii dintre noi primesc și 15 lei. Adică eu m-am gândit așa că să mă duc să le dau banii înapoi, că n-are rost păi să dea dacă 15 virezi, lei, mai că mai bine 15 cu 15, da. Mai plătești 5 lei comision. Dar și eu am primit exact. 30 de lei, stai liniștit. Au fost luni în care am luat 30 de roni sau 28. Am luat și 300 de lei, deci mi-am plătit o factură cu ei. Vă dați seama, noi suntem furați din toate deci părțile. Deci au senzația pe cei de acasă că noi luăm niște sume fabuloase din drepturi de autor. Suntem o bătaie de joc, serios. Hai să zic, eu știu prețurile. Dacă ia Ina, care e cea mai, să zic, difuzată, dacă ia 5.000 de euro pe lună. Hai să fiți cinstiți că noi știm prețul. Restul luăm așa firmituri, 500 de lei, 300 de lei. Dacă voi vedetele astea mari care sunteți păi mari, nu luăm. Aia zic, că v-a lăsat luăm. Dumnezeu cu talent. Nu. Dă voi își bată ăștia joc, dar da, noi ce dracu da? Să mai zici doamna Panseluța, da, dumneavoastră ați prins așa și regimul comunist și ce s-a întâmplat după Revoluție. Da, ce bine trăiți era. Și în vremurile da, nu știam astea. Pe unde să mai pun banii. Da. Sutele de lei care aveau valoare. Și ați strâns, ați făcut o afacere. Vai, de ce afacere? V-ați făcut o căsuță. Nu, mamă, noi artiștii nu suntem în ce ați investit dumneavoastră pe vremea aceea când nu știați ce să faceți cu banii? Când veneau așa sutele de lei? Păi aveam ce să fac cu banii. Mi-am crescut copiii frumoși, aveam bone, aveam menajeră la curățenie. Mergeam cu taxiul, aveam eu ce să fac cu banii. Stai tu liniștită.
Mai și dădeam acum, și la neamuri. Încotro credeți dumneavoastră? Și acum nu mai mă dă un telefon. Lasă că-mi văd eu de mine acum și ce să mai... Dar încotro credeți dumneavoastră că se îndreaptă societatea românească? Nu mă întreba fata mea. Eu știu să cânt și știu științico păi dacă știți să cântați. Și nouă ne place foarte mult muzica. Pune mă de asta sunt eu bună. Doamna Panseluța, vă invităm la scenă. Mersi de acord? Eu sunt cu Dumnezeu, unde ne duce el, acolo merge. Că n-avem altă putere. Mergem și noi ușurel către scenă, doamnelor și domnilor. Ne cântă Panseluța Ferraru. Frumos,
ai cântat, îți mulțumim, dragul nostru. Cu tot dragul. Stai o zi frumoasă. La mulți ani tuturor, vă îmbrățișez și vă iubesc. Sănătate. Și noi te iubim, Ilie Cara, și te așteptăm cu noutăți în platoul nostru la Matinal și Populari. Și vrem să profităm de muzica prietenilor de la Răducanu Music live 100%. Căutați-i și pe Facebook și pe Instagram pentru petrecerile dumneavoastră frumoase, pentru că abordează toate genurile muzicale. Răducanu Music live. Bucurii, doamnelor și domnilor. Doamna Panseluța, nu pot să nu vă pun o întrebare. Am tot stat așa și m-am gândit, referitor la discuția noastră, ce înseamnă, doamna Panseluța, o pensie frumușică? Nu de alta, dar ca să știu și eu ce mă așteaptă. Cam cât înseamnă o pensie frumușică în 2022? Păi eu am 22.000 de lei, dar cam 50 de milioane la... Ar trebui... Munca mea care am prestat-o de ani. Așa ar trebui. Cam 5.000 ar trebui. Da. Și, concret, statul român, ce trebuie să facă, doamna Panseluța? 5.000 de ce, de euro?
Ar fi bine și 5.000 de euro. Păi ce? Vezi de ar fi bine o pensie specială. Vai, măcar 1.000 de euro, dracu, pensie. Ar fi bine. Ar fi bine ce? Să cât ne dea statul român o pensie specială nouă artiștilor, pentru că le-am adus bucurie și le aducem bucurie oamenilor în cele mai frumoase momente ale vieții lor. Așa este, dar oamenii nu mai conștientizează acum, ci nu mai apreciază, nu le mai arde de muzică. De ce nu mai apreciază artiștii? Artiștii? Păi nu știu, că au răutate în ei, ce să mai... Dar sincer, omenește vorbind, da. Dacă ar fi să nu cântați, să nu prestați, pentru că dumneavoastră aveți în continuare evenimente, cântați foarte frumos, oamenii vă iubesc, mergeți la munți. Aș fi avut, dacă nu era petrece. Pandemia. Unde să cânți? Cât de cât... Cât de cine cât mai cerea mai... pensie? Cine mai avea pretenție? Pentru că noi știm să ne facem banul la evenimente, sigur că da. Dacă ar fi fost să nu cântați, v-ați putut descurca din pensia aceasta pe care o primiți? Dar cu alături de soțul, că mai are și el și el plătește daunele, dările. Facturile. Și eu cumpăr facturile mâncare. Facturile ne dau daun, aveți dreptate. Daune, așa da. Sigur, trebuie să le plătim, că altfel ce facem? Și ne... completăm așa, ne mai trimit copiii când pot și ei, nu le impun eu, ei mă sună și mă întreabă dacă am tot ce trebuie, dar nu suntem consumatori, de exemplu, noi nu fumăm, nu... Nu aveți vicii. Și țigările astea costă o groază de bani, lăsați-vă fraților noi nu de încurajăm, fumat. Nu încurajăm noi astfel de sporturi, noi rugăm pe telespectatorii noștri să aibă grijă de sănătatea lor, să asculte muzică frumoasă. Doamna Panseluța Ferraru, vă invităm la scenă. Așa, ce-mi place mie când mă invitați la cântat. Ce dumneavoastră cel mai bine și cel mai frumos. Ne cântă doamna Panseluța Ferraru. Ai da grenguțe, omului să-i dai mândruțe, măi mă.
regalat a României și poate că ar trebui, dragi prieteni, să-i respectăm pe artiștii noștri, să le respectăm munca, pentru că ei duc tradițiile noastre frumoase, muzica populară, folclorul, lăutăria, reușesc să le scoată așa în față și să le ducă mai departe. Muzica populară cu ce am crescut noi, nemuritoare, cea veche, cum spun tinerii, cea veche, da, cea veche rămâne întotdeauna. Cea veche este cea mai frumoasă. Care era melodia dumneavoastră preferată când erați la începuturi? Eu am iubit foarte mult pe Maria Lătărețu, Dumnezeu să le ierte, Maria Tănase, Ioana Radu, astea au fost niște voci divine care nu mai poate să cânte nimeni ca dumnealor. Și Gică Petrescu. Le-ați cunoscut? Benone. Sigur că da. Ați avut ocazia să Am avut ocazia, l-am servit la capitol cu o prăjitură și vrea cartof, săracul de el, da. Ce să mai... E când cântecele pe la evenimente, pe la... L-ați întâlnit pe Marele Gică Petrescu, da? De domnia sa vorbea. I-am cântat și la Herăstrău, unde cântam eu la ziua lui. Și ce-i cântați lui Gică Petrescu? Ce-i plăcea? Eu eram cu orchestra în grădină, cu soțul meu, și cântam Besame Mucho. Eu cânt și muzică internațională, să știți. Pentru că așa se cere la local. Și eram program Besame Mucho și a spus, zice, cine cântă piesa asta, dumnealui? Era și domnul Bănică, Dumnezeu să-l odihnească la masă, mulți actori, mulți artiști. Venea lume bună. Da, la ziua dumnealui. Și mi-a spus un ospătar sau șeful de sală, păi, dar nu este bandă. Zice, este muzica noastră care cântă doamna Panseluța. Da, ia chemați-o până încoace. A, ce era de mine când mi-a zis Gică Petrescu să mă duc și atunci l-am văzut prima dată, da, cu emoții, cu... Vai, tată, dar ce frumos cânți! Pe urmă ne-a cântat și el cu chitara, ne-a cântat o piesă în franceză. Da, foarte frumos. Amintiri frumoase, ați avut privilegiul, da. Am întâlnit prin meseria mea numai artiști consacrați și actori români care doream foarte mult să-i întâlnesc. O melodie de suflet, da. Ne cântă și Mihai Trăistariu, o melodie veche, doamnelor și domnilor, cine a pus cârciuma în drum? Mihai Trăistariu. Cine a pus cârciuma-n drum, ăla n-a fost un nebun. Cine a pus cârciuma-n drum, ăla n-a fost un nebun. Ăla a fost om cu minte, cine intră în ea să cânte, cine cazul să-și-l uite, mă dorule țăr. Ăla a fost om cu dor greu, și-a cântat cum cânt și eu, și-a cântat cum cânt și eu, mă dorule țăr. Dragoste mare foc și nu scap de ea deloc. Ea nu are legământ și te bagă în mormânt, și te bagă în mormânt, mădurule țăr. Căci dorul și dragostea au înnebunit lumea, au înnebunit lumea, mădurule țăr. Din poieniță, vinu-i bună ca o ai mică. La crâșma din poieniță, vinu-i bună ca o ai mică. Crâșmărița-i frumoșică, e înaltă și o cheșică. Să-i dă-ne ca o guriță, măi dăruleț, măi. Guriță și o florecică, să-i toarne vin în mulcică. Să-i toarne vin în mulcică, măi dăruleț, măi.
acolo, la taraf, te rugăm, te rog din suflet, pentru că vreau să-i întreb și pe prietenii noștri de la Răducanu Music. Domnul Mituș, aveți legătura, aveți cuvântul. Cum fac prietenii noștri față scumpirilor în această perioadă în care nu sunt nici evenimente și au venit și facturile mărite peste noi? Simplu, nu ne gândim la el. Păi nu ne gândim, dar trebuie să le plătim. Așa. Ați văzut ce au zis specialiștii? Cine vrea să ne oprească, tot. Noi suntem învățați, stăm în frig. Dar nu e bun sentimentul acesta de resemnare, domnul Mituș. Eu zic așa că românul prea se resemnează. Simți, știi care e problema? La noi încă n-au ajuns facturile. Așteptăm să vină și o vede. A, de asta sunteți așa. E liniștea de dinaintea furtunii, cum se zice, da, nu? Da, încă n-au ajuns astea scumpite. Da. Așteptăm acum, vedem ce o fi. Dar referitor la pensii, la indemnizații, la ajutorul... Eu mai am până acolo, nu știu cum o fi când o ajunge eu acolo. Dar, într-adevăr, sunt mici, că am și eu maică mea. Aveți prieteni care sunt în imposibilitate în perioada aceasta, care nu pot trăi din pensie? Sigur, sunt. Sunt mulți care nu pot face față. Mai ales acum cu facturile astea, dacă lor le-a venit, mie nu mi-a venit. Dacă lor le-a venit și au o pensie de 1000 de lei și întreținerea asta ajunge la 2000 de lei. Facturile sunt mai mari decât pensiile. E clar, e normal că n-are cum să... Nu știm ce va fi, cum va fi, așteptăm să... Să dea Dumnezeu să fie bine, ne întoarcem cu sănătate după o pauză de publicitate, stați cu noi!
cântat live, căutați-i pe Facebook, pe Instagram și apropo de rețelele de socializare, chiar aici eram pe Facebook-ul nostru, pe Matinal și Popular și mă bucur să citesc mesajele voastre. Ana Moraru ne scrie: bună dimineața, Lavinia dragă, aștept cu drag emisiunea Matinal și Popular, o săptămână cu sănătate și realizări frumoase, salutări din Suedia, vă salutăm și noi cu drag. Gina Burloiu, bună dimineața, vă urmăresc din Cornu, județul Prahova, să aveți o săptămână frumoasă, din Anglia. Mihaela Florentina Cojocaru, bună dimineața, vă urmăresc cu drag de fiecare dată. Jenny, Jenny ne salută pe toți, ne salută Niculina din Germania. Avem foarte multe mesaje. Simona, bună dimineața de la Sibiu, vă urmărim cu drag, oameni frumoși. Salutări de la Madrid tuturor invitaților de astăzi, doamna Tudorița Iatan, bună dimineața, dragii mei, sănătate maximă îi transmite și colegului Mihalis de la Madrid. Vă salutăm și noi cu dragoste pe toți cei care ne urmăriți, indiferent din ce colț de lume. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Să-i spunem împreună astăzi la mulți ani unui om deosebit, este prietena noastră dragă, un om sensibil care cântă romanțe, folclor, muzică de petrecere, Elena Pădure, la mulți ani, bună dimineața! Că nu m-ați uitat, vă îmbrățișez și eu și vă iubesc, mulțumesc tare mult! Vă pupăm cu toată dragostea, doamna Elena, să fiți sănătoasă, să vă țină bunul Dumnezeu, sunteți un om special cu care noi ne mândrim. Și eu vă iubesc, să știi, Etno este casa sufletului nostru, acolo ne întâlnim cu mare drag și cu voi, cu tine, Lavinia, și cu Mihalis. Și cu telespectatorii, pentru că sunt mulți iubitori de folclor care vă urmăresc. Doamna Elena, ce planuri aveți pentru astăzi? Este ziua dumneavoastră de naștere. Dragă, cum petreceți? În primul rând, mulțumesc lui Dumnezeu pentru anii care mi-a dăruit. Și să dea bunul Dumnezeu, mă rog, să mă binecuvinteze cu încă ani frumoși și cu sănătate. Doamne ajută! Îmi aștept niște prietene de la Bacău, prietene de aici, colege de cântec de aici cu care am cântat eu prin Poiană și prin Brașov. Adică faceți coconadă, cum ar zice colegul, da, Mihalis. Da, asta facem, să știi că coconadă facem. Da! Ce-și dorește, da, Elena Pădure cel mai mult și cel mai mult? Draga mea, îmi doresc în primul rând sănătate și prieteni dragi și sinceri să-mi dea Dumnezeu. Și cu voi să mă văd cât mai des. Vineri sunteți în platoul nostru, doamna Elena Pădure, să vă sărbătorim, să bem o cafeluță, un ceai așa în cinstea dumneavoastră și să povestim. Să povestim și despre traiul artiștilor din ziua de astăzi, din 2022, și despre realizări și despre viața personală. Vă așteptăm în platoul nostru. Cu mare drag, abia aștept să vin să ne vedem. Și mulțumesc, noi vă îmbrățișez și pe Lili Giapana și pe voi amândoi, sunteți dragi și sunteți la sufletul meu. Mulțumim frumos, aveți o zi minunată, doamna Elena Pădure, căutați-o pe doamna Elena Pădure și pe Facebook, pe Instagram, asaltați-o cu mesajele voastre frumoase și mai vrem să-i mai spunem la mulți ani unui om deosebit, doamnei Saveta Bogdan. Ieri a fost ziua domniei sale de naștere, noi am intrat în legătură directă săptămâna trecută, i-am transmis gândurile noastre bune, dar în cazul în care vreun prieten a uitat să o sune pe doamna Saveta, niciodată nu este prea târziu. Dragi prieteni, ușor, ușor se termină emisiunea noastră de astăzi și vreau să le mulțumesc tuturor invitațiilor noștri. Mulțumim doamna Panseluța Ferraru pentru prezența dumneavoastră. Vă mai așteptăm cu dragoste în platoul nostru. Cu mult drag! Mihai Trăistariu, să găsești vedeta, da, pe care ți dorești să o lansezi. Și o aducem aici pe canapea și o lansăm. Gata! Deci Mihai Trăistariu, caut o vedetă. Căutați la mine pe rețele și găsiți concursul și înscrieți-vă până la 100 de ani. Am avut odată o concurentă de 84 de ani cânta popular
Așa că se poate. Niciodată oameni care doresc nu e prea târziu. Să lanseze, niciodată nu e prea târziu. Răducanu Music, vă mulțumim din suflet pentru prezență și pentru melodiile voastre frumoase. Căutați-i și pe prietenii noștri pe rețelele de socializare, cântă live pentru evenimentele voastre frumoase. Căutați-ne și pe noi în continuare pe Facebook-ul nostru Matinal și Popular. Mâine dimineață de la ora 8 vă dăm întâlnire. Constantin Măgureanu, Violeta Constantin, avem o mulțime de surprize. Maestru Gheorghe Gheorghe, vă dăm toate motivele să stați și mâine alături de noi. Rămâneți cu Etno, dragi prieteni. Le mulțumim și sponsorilor noștri. Atmosfer Fashion pentru ținuta mea de astăzi, Mademoiselle Atelier Cofetăriei Claus și la Mircea Măcelaru. Nu uitați! Bunătatea este gratis. Vă pupăm, vă iubim. Îi transmitem colegului Mihalis multă, multă sănătate. Ne este dor de tine, simțim lipsa. Iar pe doamna Panseluța Ferraru o invităm către scenă ușurel, pentru că vrem să mai ascultăm încă o melodie frumoasă. Vă pupăm, vă iubim, aveți grijă de voi! Și oricând.